Da, ne-am reîntors să mai povestim un picuț. Dacă tot eram așa prinși de ce se întâmplă în România, cum se întâmplă, ieri a fost deschidere de nou an școlar. Evident, au apărut un picuț și glumițele, că nu se poate fără ele. Poate unele din ele chiar justificate. N-or fi aici la Suceava. Dar se pare că pe la București, în zona fițelor, sunt chiar foarte justificate. Cică, la un liceu de fițe din capitală, decât scrie la net, da? La un liceu de fițe din capitală, festivitatea de începere a școlii s-a finalizat cu o prezentare de modă și un salon auto în parcarea din fața școlii. Nu e pe bune asta, nu? Adică n-am greșit cu nimic, ca să zic așa, nu? Deci salon auto, o defilare a mașinilor și nu de epocă, evident, sau poate și de epocă, dar foarte scumpe, și evident mașinile de fițe cu care au venit nu părinții, ci copiii la școală, cei care au deja permise, cei de până la 12-a, sau depinde, când au plecat la școală, poți să fii și din a 11 sau dacă au mai repetat un picuț școala pentru că i-a plăcut și au vrut să aprofundeze. Și, bineînțeles, cu hăinițele, care este așa cum este. Deci s-a lăsat, cum spuneam, mai dau încă o dată, că mi-a plăcut foarte tare, prezentare de modă și un salon auto în parcarea din fața școlii. Mai avem o chestie frumușoară, o poezie din popor, foarte frumoasă, trebuie să recunosc, dar lunguță, nu știu dacă ați auzit-o, se numește poezia Poezia Vacii. M-ați auzit-o vreodată? Nu? Nici eu. Sau dacă da, poate și eu nu, cel puțin până azi de dimineață, așa că așa se întâmplă în anumită vârstă, când n-ai somn. Și când într-un sat o vacă grasă, cum sunt vacile tâmpite, dar frumoasă și răptoasă, s-a gândit să se mărite. Boii de la mic la mare au venit cu tot belșugul, toți vreau să se însoare, căs de prinși să tragă jugul. Vaca, însă, ca o fată cu avere și trusou, îi respinge îngânfată. Cum să mă mărit cu un bou? E un cal prin curs vecine care de pătimaș mă strânge, el e genul meu, tip bine, ar măsea să dea pur sânge. Vaca, tot făcându-i curte și atinse idealul, după tratative scurte, s-a căsătorit cu calul. Ah, ce șansă pe mireasă, comenta în pomocioară, el aristocrat de rasă, ea o beată pierde vară. Dar curând, ce tragedie, vaca se certă cu calul, până departe în deal la vie se auzea întreg scandal. În zadar, când stingea lampa, vaca în fiecare noapte se plimba făcând pe vampa cu ispitele-i de lapte. Ba mai mult se întâmplase ca jucând pe îndrăgostita, calul furios îi trase două palme cu copita. Și atunci, cu dezolare, vaca prinse a pricepe, cum că soțul ei mai are trei amante, toate iepe. Asta e prea de totuși zise, îl dau dracului de cal și într-o seară părăsise domiciliul conjugal. Slabă, galben, uscată de necazuri și nevoi, vaca noastră desemnată se întoarse printre boi. După atâta chin și jale, vaca multe a învățat, primul boi și din cale îl acceptă de bărbat. Nunta lor a fost vestită, că s-a dus prin văie coul, ce pereche potrivită. Vaca noastră și cu, ați ghicit, boul. Ea comandă, el ascultă, el cu banii ia tapaj, este fără vorbă multă, tipul clasic de menaj. Totuși, vaca ne șoptește un măgar, că așa-i măgarul, prin păduri mai zăbovește uneori cu armăsarul. Dar eu cred că-i calomnie, măgăria ce ne-o spune, totul e ca în căsnicie. Treaba merge de minune. Vaca poate știe satul, chiar și grajdul să răstoarne, boul nu-i decât bărbatul, ca dovadă poartă coarne. Și așa trec ani, și precum am prins de știre, au făcut și trei juncani și trăiesc în fericire. În povestea mea de față nu e niciun lucru nou. Pentru orice care vacă, soțul ideal, evident, e ce? Un bou. Dragii mei, cam așa se întâmplă în viață, cam așa se întâmplă și nu numai în viață, cam așa se întâmplă în general, așa. Era vorba, evident, de ferma animalilor și nu de altceva, să nu faceți niciun fel de analogie, pentru că nu e cazul. E vorba de ferma animalelor și de ce se întâmplă acolo și se mai întâmplă câte ceva. În viața reală se întâmplă cu totul și totul altfel. Nu e așa? Asta luată din Walt Disney. 8 zile fără apă în loc de 5. Ce mai contează acum că-s 8, că-s 5, fără apă, orașul deja miroase, pute, care-i problema? Ce atâta ne...
Apa caldă, care revenirea a fost așteptată de către suceveni sâmbătă, așa cum a fost anunțat inițial, a ajuns duminică dimineață în robinetele abonaților de la sistemul centralizat. Astfel, cele 5 zile care au fost anunțate pentru revizie de vară a sistemului de termoficare s-au transformat în 8 pentru că bioenergia a oprit furnizarea căldurii necesare cu 2 zile mai devreme decât trebuia, din motive încă neelucidate. Nici ei nu știu, adică iar spune un motiv, dar nici ei habar n-au de ce s-a întâmplat așa. Cert este că în loc de 5 zile fără apă caldă, am avut decât 8. E bine. Acum să ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca lucrurile să nu evolueze nepotrivit, evident, în perioada următoare și atunci când vine iarna, să nu zicem ceva de genul, a venit iarna, în loc să avem căldură 5 luni, să zic așa, să avem 5 luni, am avut decât una. Doamne feri! Asta ar putea fi o problemă. Dar nu se întâmplă în România, pentru că România toate este sub control. Uite, Consiliul Județean Suceava alocă 25.000 de lei pentru un nou site de promovare turistică, spune Monitorul în pagina a doua. Într-un anunț postat de Consiliul Județean se precizează că această decizie a fost luată deoarece actualul site de internet al Consiliului Național de Informare și Promovare Turistică nu mai corespunde cerințelor actuale ale turiștilor, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al designului. Site-ul de internet va conține și un calendar al evenimentelor din județ, precum și o hartă interactivă. Pe noul site va fi o secțiune specială cu experiențe trăite în Bucovina legate de multiculturalitate, tradiții, obiceiuri, meșteșuguri sau gastronomie. În structura site-ului trebuie să se regăsească și informații despre structurile de alimentație și publică și de primire turistică, centre de informare turistică, dar și informații despre zonele turistice Suceava, Câmpul Lung Moldovenesc, Cura Humorului, Vatrador, Nerăduș, Sireț și Fălticeni. Dacă tot am pomenit de Rădăuți, Siret, Fălticeni, la sfârșit am să vă spun, așa era să încep cu vremea. Am sărit peste ea ca să vă povestesc la sfârșit, adică să mai rămâneți cu mine măcar și pentru vreme vis-a-vis de ce se întâmplă și cum e de dimineață. O să fie o vreme, o să vedeți, o să fie o vreme, dar de mâine mai vreme. Azi mai puțin vreme, de mâine o să fie mai bine. Tomorrow, dragii mei. It's another day. Asta de cât am văzut-o în ăsta în 007, în alea, în cutare, de cât cu Piers Brosnan, cu cine vreți voi, dar asta de acolo era. Tomorrow, it's another day. O fi sau nu fi, o mai vedea. Accidentele continuă în Suceava, nu s-au oprit. Nu s-au oprit accidentele, continuă. Viteza, consumul de alcool, accidentele cu răniți, bineînțeles, doar cu răniți, spuneam, sunt deja la ordinea zilei în județul Suceava. Am să vă dau doar titluri, așa să vedeți că nu spun doar de dragul de a face gălăgie, ci citesc din ceea ce se întâmplă. Accident cu 4 răniți după un carambol cu 3 mașini implicate la intrarea în Suceava. 4 persoane au fost rănite ușor în urma accidentului rutier în care au fost implicate 3 autoturisme pe E85 la intrarea în Suceava dinspre Siret. Accidentul s-a petrecut duminică seara în jurul orelor 22 din cauza nepăstrării distanței regulamentare în mers. 2 mașini cu cerculețe s-au ciocnit, una cu mai multe, alta cu mai puține și au mai împins-o și în alta și s-a creat carambolul. Toate astea pe fond de neatenție și a faptului că n-a păstrat distanța regulamentară față de cealaltă mașină. Un șofer beat, ca să dăm un alt titlu, a intrat cu mașina în 2 fete, una de 12 și una de 14 ani, un tânăr din Pătrăuți, care s-a aruncat la volan deși consumase alcool, a intrat cu autoturism în 2 fete, una de 12 și de 14 ani, care se deplasau pe marginea drumului. Consecințele, din fericire, nu au fost foarte grave, fetele fiind doar acroșate ușor. Șoferul, 28 de ani, din Pătrăuți, a fost, mă rog, găsit cu alcoolemie. Rezultatul a fost concentrația alcoolică de 0,55 mg pe litru alcool pur în aer expirat, adică peste 1 la 1000. Și asta deja spune ceva. Sau la volan, la Vicovul de sus. La volan, la 17 ani, prins de radar cu viteză excesivă în localitate și bănuiesc și, logic, 17 ani, fără permis, nu? În localitate 91 de km la oră, în Vicovul de sus, un tânăr i-a dat unui alt tânăr, unul de 18 ani, i-a dat ăsta de 17 ani mașina ca să se plimbă un picuț.
în condițiile astea și încredințarea unui vehicul pe drumurile publice de o către o persoană sau către o persoană care nu posedă permis de conducere se lasă cu dosar penal. Toate astea, spuneam, se întâmplă în Suceava. Doi bărbați răniți grav după ce o mașină a intrat violent într-un parapet. S-a întâmplat la Molid și asta e vorba de o mașină scăpată de sub control. Spuneam că în continuare accidente, chiar dacă am văzut că cei de la poliția rutieră sunt mai prezenți în trafic, sunt mai de văzut, mai de găsit în trafic, se întâmplă în continuare accidente în Suceava. În continuare suntem pe primul loc atunci când vorbim de siguranța rutieră, adică pe primul loc dacă întoarcem clasamentul, adică suntem pe ultimul loc la siguranța rutieră. În Suceava, în România și România, evident, în Uniunea Europeană. Suntem acolo și nu ne depărtăm de acest loc, ferească Dumnezeu. Asta spune foarte mult despre ce se întâmplă de fapt, ce se întâmplă de fapt cu noi. Indicele robor, că la 3 luni a scăzut ieri. Indicele robor a scăzut la nivelul de 3,11 de la nivelul de 3,12, adică a scăzut cu 0,01. Bă, da, a scăzut, că important e trendul, mă înțelegi? Nu că n-a produs niciun fel de efecte financiare, important e trendul și trendul este unul pe scădere. Da, asta așa, ca să fim un picuț optimiști. Cursuri Cambridge și program de activități după ore pentru elevii școlii gimnaziale Ipoteș, pe lângă cursurile de limbă engleză, părinții își pot înscrie copiii și într-un program de 4 ore, organizat după amiază în clădirea fostei școli, actuala grădiniță din Tișăuție. Clădirea are 4 săli de curs și a fost renovată anul trecut. Dimineața avem o grupă de grădiniță, după amiază folosim spațiu pentru diverse activități cu elevii noștri, spune directorul școlii din Ipotești, e vorba de doamna Loredana Curjuc, domnișoara Loredana Curjuc. Specific cursurilor Cambridge pentru copii este că se lucrează cu profesori examinatori Cambridge. La final, cursanții susțin un test finalizat cu certificatul Cambridge, adică de cât de limbă, de care, bă, de limbă englezească, ca să fie toată lumea să știe despre ce s-a întâmplat. Spuneam despre ce s-a întâmplat ieri în județul Suceava, emoții pentru cei 120 de boboci ai Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Lung Moldovenesc. Școala primară Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și-a deschis ieri porțile. La Folticeni anul școlar a început în condiții foarte bune. Unitățile de învățământ beneficiază de cele mai mari sume din ultimii 30 de ani și asta o spune evident o spune primarul, cine putea să o spună altcineva mai bine. Primarul Nistor Tătar și viceprimarul Bogdan Loghin au inaugurat noul an de învățământ. Așa, asta s-a întâmplat la Rădăuți. Peste 112.000 de elevi au început cursurile la Colegiul Ștefan cel Mare. A debutat al 158-lea an școlar. Wow! A? Asta spune ceva deja, nu? Al 158-lea an școlar. Asta spune foarte, foarte mult despre Colegiul Ștefan cel Mare. Atmosferă de sărbătoare la festivitățile de deschiderea noului an școlar, la sfințirea seminarului teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei din Suceava, spunea ieri în al presfinția sa primul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea putere pentru a face lucruri bune. Doamne ajută, într-adevăr așa ar trebui să facem lucruri bune. Poate mesajul ajunge acolo unde trebuie, la guvernanți, și vor face și ei lucruri bune pentru cei pe care îi postăresc. Euro a revenit către pragul de 4,63, adică a urcat, au acoborât. Ci că coboară ușor, ușor. Știu și eu dacă se întâmplă chiar așa. Țara asta a devenit nenorocit de impredictibilă, spune cineva al cărui nume nu îl pomenim în această emisiune, într-un amplu material, într-unul din ziarele de astăzi. PSD, deci, că este un partid prea mare ca să-și permită aroganța de a nu avea candidat propriu. Și asta o spuneam cineva care la un moment dat sau a ajuns în Parlamentul României pe listele PSD-ului. Apar partide, apar partidulețe, apar dorințe, apar oameni care, bineînțeles, vor să rămână în continuare, să spunem așa, în zona arcului politic și a puterii.
oricare ar fi ea, în sensul de a rămâne acolo și de a nu se întâmpla ceva, ceva care să le schimbe planurile. Evreii suceveni celebrează anul nou iudaic. În cursul dimineții de ieri, membrii comunității evreiești s-au rugat împreună în sinagoga Gah din Suceava pentru iertarea păcatelor, spune Crai Nou în pagina a 11-a. Sunt câteva materiale interesante pe care o să le găsiți, evident, în ziarele de astăzi. Apropo de vreme, vreau să vă spun, dragii mei, că vremea este răcoroasă de dimineață, pentru că trebuie să vă spun și de vreme, pentru că ușor timpul zboară. Îmi place sau nu-mi place, el zboară. De dimineață erau 15 grade, 15, 14, 15 grade, așa, pe la Suceava, pe la Târgu Neamț, la Fălticeni sau la Rădăuți. O vreme posomorâtă de dimineață. Dacă ar fi să dăm crezare celor care fac rubricile astea, meteo sau celor de la ANM, ar trebui să spunem că undeva în jurul amiezii, în toate cele trei zone, în toate zonele pomenite, ar trebui să ajungă un picuț și ploaia. Șansele sunt foarte mici, undeva 30-40%, dar cerul este acoperit de nori și posomorât. Culmea ar fi să povestesc despre asta și afară să fie soare, știi? Dar nici măcar n-ar fi o noutate. Cel puțin de asta ne spun cei de la meteo, că va fi o vreme posomorâtă. Se va mai încălzi astăzi, dar nu o să fie foarte cald. Ieri dădea o temperatură undeva în jur de 19 grade, dar temperaturile, spre exemplu, pe parcursul zilei undeva la amiază, au trecut de 20, undeva pe la 22, poate chiar 23 de grade. Astăzi vorbim de undeva de 22 de grade în zonele de șesuri de alb pe care le-am pomenit. O să fie mai răcoare un pic la munte, dar acolo e rece și de dimineață. La Pașcani, la Botoșani, un 16 grade de dimineață, un 23 de grade pe parcursul zilei. O vreme posomorâtă, acolo la fel există șanse de precipitații, localizate și ele în jurul amiezii, să spunem așa, între 11 și 2-3 sau 14-15, ca să fim. Poate să, acolo poți, sau mă rog, precipitațiile astea pot să fie între 11 și 15, mai peste tot în județul Suceava și în zonele, spuneam, din Neamț, Iași și Botoșani. Cu cât urși la munte, lucrurile se mai complică un picuț. Deja la Gura Humorului se simte un 13 grade de dimineață și nu se încălzește foarte tare, se ridică undeva spre 19-20, poate, temperatura zilei de astăzi. Dar cu cât urcăm spre munte, se complică lucrurile din ce în ce mai tare, pentru că la Câmpul Lung Moldovenesc deja de dimineață erau 11 grade și o maximă undeva pe la 19 grade, o minimă poate pe timp de noapte la fel pe la 10 grade, că de minimă n-am povestit, la Vatra Dornei de dimineață 9 grade răcoare, poate un 17 grade pe parcursul zilei, poate 18 și bineînțeles o minimă undeva în jur de 8-9 grade, mă scuzați, în jur de 8-9 grade. La fel, ploile și în Câmpul Lung și la Vatra Dornei undeva în jurul amiezii s-ar putea să apară. În rest, vreme posomorâtă. Minima pe la Humor undeva, spuneam, în jur de 11-12 grade. În zonele mai de șes și deal, minima pe timp de noapte undeva pe la, probabil, că vorbim de Gura Humorul, că vorbim de Suceava sau de Târgu Neam sau de Rădăuți, ori de Fălticeni, minima undeva în jur de 13, poate 14 grade. La fel se întâmplă și în cazul celor de la Botoșani și Pașcani, o minimă poate pe la 15 grade. Spuneam, ploaia s-ar putea să apară așa pe la mijlocul zilei de astăzi, dar asta doar astăzi, pentru că de mâine încolo apare, sau mă rog, soarele va fi mai prezent, cu temperaturi mai bune. Temperaturile săptămâna asta sau pentru o săptămână, dacă facem o prognoză așa pe 7 zile, temperaturile nu vor depăși 24 de grade, poate 25, dar undeva pleacă timid de pe la 22-23 de grade, 24 de grade, undeva aici se vor localiza, dacă vorbim de zona de șes și deal. La munte, e la munte deja mult mai răcoare și, bineînțeles, răcoarea se simte. O vreme potrivită pentru septembrie, un septembrie care ne-a adus evident toamna. A venit toamna. Acoperă minima cu ceva, cu umbra unui copac. Sau mai bine cu umbra ta. Nicoli Fandes pe versul de Nichita. Merită din când în când să ne mai descrețim frunțile. Euro cotat astăzi la 4,63 și 32 de cât dă bănuți, adică foarte în coadă. Așa? Dolarul american la 4 și 0,019, adică un 4 lei pentru dolarul american.
Valuta e undeva pe acolo pe unde am lăsat-o. Nici nu s-a întărit, nici nu s-a destabilizat. Ea a rămas acolo, ea se mai întărește. Leuțul nostru, vai de mama lui, dar asta se vede și la pompă, și la combustibil, și la prețuri, și la achiziții, și la cumpărături, și la tot. Și, bineînțeles, ați văzut cel mai bine dumneavoastră în momentul în care ați făcut, cei care au copii de mers la școală, ați făcut achizițiile pentru nou an școlar, ați simțit ce înseamnă în buzunar pregătirea noului an școlar. Și asta putem să spunem autorităților, mulțumim din inimă partidului. Buzunarele goale, mi-a dat cineva. Deci nimic, n-a rămas nici urmă. Asta e. Cum spuneam, s-a golit buzunarele. Subtitlul Peștele cel Mare și vorba de un proverb, Emilianus ne spune că între un imperiu mare și un stat ca România, limita dintre hotare o fixează lăcomia. Bravo! E, bravo! Cine putea să spună mai bine decât Emilianus? O mai citesc o dată, poate. Între un imperiu mare și un stat ca România, limita dintre hotare o fixează lăcomia. Bravo, Emilianus, ai știut să scoți tot ce e mai bun ca să fie, să redai așa cum trebuie. 11 septembrie, subtitlul Remember, 1798, s-a născut fizicianul și matematicianul francez Neumann, nu francez, cred că german, considerat fondatorul fizicii matematice. În 1816 s-a născut Carl Zeiss, inventatorul renumitei sticle Zeiss. În 1853 a fost utilizat pentru prima dată telegraful electric, iar în 1873 s-au aprins în Petersburg primele lămpi electrice. În 1875 s-a născut poetul Ștefan Octavian Iosif, iar în 1885 s-a născut poetul și esistul David Herbert Lawrence. 2001, aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața în atacurile teroriste din Statele Unite ale Americii. E vorba de 11 septembrie. Vă aduceți aminte ce a fost atunci. Din păcate, omenirea trebuie să treacă și prin așa ceva. Dragii mei, suntem pe final de emisiune. A fost scurt. Urmează, evident, întâlnirea cu primăria. Primarul se întâlnește cu comandamentul. Deja avem imagini de acolo. E comandamentul de marți. O să aflați, evident, ce se întâmplă în municipiul Suceava și, bineînțeles, dacă se întâmplă ceva în municipiul Suceava. Dar asta, evident, la comandament, după orele 8, spuneam comandamentul transmis în direct de către noi, Bucovina TV. Să aveți parte de o zi frumoasă, să vă bucurați de ea, nu uitați să aveți mare grijă de dumneavoastră, să rămâneți cu programele Bucovina TV și, bineînțeles, să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri aici, la Bucovina Activ cu mine. Dorea, la revedere!